Nici nu a venit primăvara că centrul municipiului Târgu Jiu s-a umplut de comercianți veniți din toate colțurile țării pentru a vinde mărțișoare și nu numai. Începând de ieri, vânzătorii și-au etalat tarabele pline ochi cu obiecte specifice acestei perioade, de toate gusturile, formele, culorile, dar și prețurile. Gama acestora variază de la mărțișoare tradiționale meșterite din ață roșie și albă, până la cele mai neobișnuite de diverse forme și cu cele mai atractive aplicații. Fiecare a venit în același timp. Mai mult pentru loc, ca să ne prindem locul. Cât timp sunteți aici? De ieri. De ieri. S-a fost vânzări până acum? A venit cineva să cumpere? Da, am mai vândut, da. Da. Mulțumitor. Față de locul n-a fost prea scump. Sperăm să fie bine până la sfârșit. Acum am venit, acum expunem marfa. Așa. Avem mărțișoare pentru toate doamnele, avem toate prețurile super bune, pentru toate buzunarele. În fiecare an? Da, venim în fiecare an de 15 ani, venim aici așa, servim toate domnișoarele pentru toate doamnele. Primii clienți nu au întârziat să apară. Târgujienii au dat năvală încă din prima zi să sondeze piața. Ui, deocamdată să văd ce îmi place mai mult. Cum vi se par prețurile? Acceptabile. Ce v-ar interesa să cumpărați mai? Păi, un mărțișor micuț care poți să-l porți și ca broș pe urmă, după ce trece 1 martie. Mai discret, așa mai. Ați venit să cumpărați un mărțișor? Nu, neapărat. Mă orientați momentan. Exact. Ați prefera unul din argint? Da. Cât sunteți disponibil să dați pentru un mărțișor din argint? Depinde acum cu vremurile astea. Și pentru persoana iubită, dai. Pentru soție? Da. Cum vi se par prețurile? Accesibile. Prețurile mărțișoarelor pleacă de la 50 de bani și pot ajunge până la câteva sute de lei. Sperăm să fie bine până la sfârșit. Prețurile? Ne dați niște exemple de prețuri pentru mărțișoare? Sunt la fel ca anii trecuți, deci nu sunt mai mari sau mai mici. La fel sunt. Cel mai ieftin? La 50 de bani. Și cel mai scump, 10, 12, 15 lei. Cât costă cel mai scump mărțișoar? De exemplu, la broșe avem la 10 lei, avem la 12 lei, așa cutiile de catifea, da. Iar la casete, așa, avem la cutiuțe la 4 lei, la 5 lei, la 3 lei, la 2 lei și la 1 leu. Pentru toate buzunarele avem. Până la sfârșitul lunii februarie, numărul comercianților de mărțișoare care își vor expune produsele în centrul municipiului se va tripla. Asta pentru că deja aproximativ 60 de agenți economici au depus solicitări la primărie pentru comercializarea de mărțișoare. Taxa pe care trebuie să o plătească pentru aceste spații este de 5 lei pe zi pentru un metru pătrat. Aproximativ 60 de agenți economici au solicitat primăriei municipiului Târgu Jiu închirierea de spații în vederea comercializării de mărțișoare și flori în centrul orașului. Taxa pe care acești comercianți trebuie să o achite municipalității este de 5 lei pe zi per metru pătrat, ea fiind calculată în funcție de suprafața închiriată. Spațiile respective au fost închiriate până pe data de 28 februarie, iar cei care vor să rămână în continuare să-și comercializeze produsele pe spațiile închiriate vor trebui să prelungească declarația de impunere încheiată cu primăria municipiului Târgu Jiu. În urma solicitărilor făcute, spre sfârșitul săptămânii se vor distribui și spațiile ce au fost solicitate de către comercianții ce doresc să comercializeze mărțișoare în zona Piața Mică, 9 Mai sau Ceame. Se spune că mărțișorul trebuie purtat întreaga lună martie, după care este prins de ramurile unui pom fructifer înflorit. Se crede că acesta va aduce belșug în casele oamenilor. Tradiția mai spune că dacă cineva își pune o dorință în timp ce atârnă mărțișorul de pom, aceasta se va împlini numai decât.